Sanchin, procesoarele, după un picaj de 33% anul trecut, Nasdaq Composite urcă în 2023 cu 9%, avans susținut în principal de producătorii de chipuri ca AMD sau Nvidia. După ce au fugit spre sectoare mai sigure în 2022, investitorii revin optimiști în zona de tehnologie. În 2023, cheltuielile din IT la nivel mondial vor totaliza 4.500 de miliarde de dolari, o creștere de 2,4% de la an la an. Segmentele de software și de servicii IT ar urma să crească cu 9,3%, respectiv 5,5% anul ăsta, arată un studiu Gartner. Sectorul de tehnologie este unul dintre cele mai promițătoare, spune Bogdan Maioreanu, analist eToro. Mergem acum la el. Salutare, bine v-am găsit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Ce s-a schimbat față de 2022 și ce îi determină pe investitori la început de an așa să dea buzna din nou în sectorul tehnologic, pentru că evoluțiile sunt poate cele mai bune. Dacă ne uităm cel puțin la indicii americani, Nasdaq e acolo pe primul loc. Da, Nasdaq, așa cum ați spus și dumneavoastră, a fost cel mai mare pierzător dintre indicii americani anul trecut. Anul acesta deja are plus 9,41% de la începutul anului și S&P 500 a crescut, a depășit 4.000 de dolari pentru prima dată din 13 decembrie anul trecut. Creșterile pe indici au fost ajutate și de niște aspecte tehnice. S&P 500, S&P 500 s-a dus peste media mobilă de 200 de zile, iar Nasdaq este peste media mobilă de 100 de zile. Mai avem și investitori care își iau în acest moment mai multe riscuri. Avem VIX-ul, acel indice de volatilitate care este sub 20 și, foarte important, șanse de încetinire a creșterilor de dobânzi de către Fed, acum estimate undeva la 95% în următoarele două ședințe. Dacă ne uităm la anul 2022, acesta la început venea după creșteri masive ale valorilor companiilor, mai ales în zona de tech, unde aveam price-earning ratios de zeci sau chiar sute de ani. Și asta însemna că acele companii erau foarte scumpe pentru investitori. În momentul în care a venit inflația, în momentul în care au venit creșterile de prețuri și au venit creșterile de dobânzi, creditul s-a făcut mai scump, companiile, majoritatea din ele aflate în zona tehnologică, companii de creștere cu cash flow-uri ajutate de influxuri externe de bani, au suferit din cauza acestor creșteri de dobânzi, banii au devenit mulți mai scumpi, iar investitorii au început să iasă de pe aceste acțiuni, deoarece perspectiva acestora de a ajunge pe profit începea să se îndepărteze. Asta s-a întâmplat în 2022. Acum, în 2023, vedem, mai ales pornind de la sfârșitul anului trecut, cel puțin în Statele Unite, dar nu vedem și în Europa, o încetinire a creșterii inflației. Vedem rezultate mai bune pe zona economică, să spunem așa, estimările analiștilor fiind că vom trece practic de la o recesiune la o aterizare lină în Statele Unite, adică sau o recesiune mai ușoară. Toate aceste lucruri au adus investitorii înapoi în piețe și sectorul tehnologic este unul în care investitorii aveau încredere. De altfel, noi facem un sondaj printre investitori, eToro Retail Investor Beat, în fiecare trimestru, iar sectorul tehnologic în acel sondaj este al doilea ca pondere în deținerile investitorilor după cel din industria financiară. Și cum ar arăta în 2023 un portofoliu echilibrat, dar care să reziste totuși pe termen lung? Pentru că și la noi în emisiune discutam acum câteva ediții despre cât de rentabil mai este acest model de 60-40, 60% acțiuni, 40% obligațiuni. Cei de la BlackRock ziceau că este nemuritor, cei de la Goldman Sachs spuneau că a ajuns pe final.
Da, aici discuția este foarte lungă. Portofoliu echilibrat înseamnă de fapt să nu îți pui toate ouăle în același coș, să nu te duci foarte agresiv într-o anumită industrie în așa fel încât dacă se întâmplă ceva în industria respectivă, portofoliul tău să sufere grav. Acum, revenind la tehnologie, acțiunile din zona tehnologiei reprezintă 40% din indicele S&P 500. Această pondere este dublă față de cea din restul lumii și practic a fost sectorul tehnologic a fost cel mai important factor care a determinat performanța spectaculoasă a bursei americane în ultimii 13 ani și modeluri prin care aceasta a depășit bursele internaționale. La nivel global, sectorul IT reprezintă 20% din acțiunile globale, sectorul de consum discreționar unde se află Tesla, Amazon reprezintă 10%, iar sectorul comunicațiilor Google, Meta reprezintă 7%. Așadar, o pondere neutră, dacă ne uităm doar la acest tip de alocare, ar fi undeva în jur de 30%, dar asta în sens larg. Depinde foarte mult de orizontul de timp al fiecăruia, de profilul de risc. Noi ne-am uitat la investitori și, de exemplu, din Retail Investor Beat, pot să vă spun că în următoarele 3 luni, investitorii ne-au spus că vor avea 72%, 72,8%, deci aproape 73% dintre ei vor avea în portofoliu instituții financiare, 69,2% dintre ei vor avea acțiuni din zona de tehnologie, 62,8% din zona de energie și 52,6% din zona de bunuri de consum de bază. Să fie 2023 anul companiilor din tehnologie, pentru că vorbeam și mai devreme în intervenția precedentă, multe tranzacții pe piața de M&A au fost în zona de tehnologie, au detronat pe cele din imobiliare, pe burse merg la fel de bine, înlocuiește de data asta tehnologia, energia, putem să, eu știu, să ajungem chiar la o concluzie de asta sau e prea mult? Nu știu, suntem încă la început de an, chiar mă uitam că Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, a spus că anul acesta geopoliticul va influența foarte mult economia globală, iar ca să reușim să facem față în această lume în schimbare, Europa are nevoie de politici în zona de combustibililor verzi și crește digital. Deci, clar, zona de energie va fi una din zonele favorizate de investiții, cel puțin în 2023. A fost și Forumul Economic Mondial de la Davos și acolo experții au considerat că tehnologia va sprijini tranziția către energie verde, hidrogen verde, fuziune nucleară, alte tehnologii curate își vor continua dezvoltarea în 2023. Pe de altă parte, în zona de tehnologie este clar că vedem companiile ducându-se spre adoptare a unor soluții tehnologice pentru a putea înlocui munca repetitivă, de exemplu. Chiar într-unul din materialele de la dumneavoastră de mai devreme era menționat acest lucru. Mai avem și inteligența artificială și aici, practic, pentru anul acesta, tranzacțiile în zona de inteligență artificială sunt prognozate de Gartner să totalizeze 62,5 miliarde de dolari, o creștere de 21,3% față de 2021. Vedem inteligența artificială intrând peste tot, inclusiv în viața noastră. Televizorul meu are un procesor care spune că are inteligența artificială și corectează imaginea în așa fel încât să fie mai bună. O vedem în telefoanele mobile. Ba chiar am văzut o știre de curând cu o firmă care vânează șobolani, care utilizează inteligența să recunoască șobolanul acela conducător de grup și să încerce să-l anihileze pentru a anihila cuibul. Deci toate aceste dezvoltări vor veni în continuare, iar investitorii reacționează și la perspectivele tehnologiei, perspective de câștig, dar și la poveștile din spatele tehnologiei.
În regulă, explicații foarte bune. Am priceput în întregime încotro ne îndreptăm. Vă mulțumim deocamdată pentru intervenție. Vă mai așteptăm la noi ca de fiecare dată. Noi trebuie să mergem un pic mai departe acum.